pari îmbrăcată, frumos, roșie ca focul, să-i surâdă norocul și să nu-i fie de ochi, că așa ne place nouă să zicem. Milena! Seara, draga mea. Bună seara, Ilinca. Da, frumoasă ești astăzi. Mulțumesc mult de tot. Unde mergi? Dat fiind faptul că România este cunoscută pentru frumusețile naționale în rândul femeilor, dar și al distracției, care, cum se zice, nimeni nu se distrează ca românul. Eu am ales să devin dezvoltator imobiliar și am realizat o clădire imensă undeva pe litoral românesc, iar pe care ai băgat-o în geantă, clădire. Stai că am o explicație pentru această geantă, Raluca. Geantă pentru bani. Am vândut acel imobil cu 5 milioane de euro și aceasta este geanta în care am luat banii cash-ul ca să plec. Oh, Ilinca, cel puțin concurent are umor. Bă, super, ne face să râdem. Are o poveste. Da, știe cum să o spună. Restul când spun poveștile sunt foarte blembe. Nu. Are umor. Ținuta, oare ținuta e bună pentru această tranzacție? Constanția. Bună, Milena. Bună. Îmi place cum îți vine rochia. Mulțumesc. Dar aș fi renunțat la acel lanț. Nu e în context deloc. Și la cercei, mi-ar fi plăcut niște cercei mai mici. Îmi plac sandalele și e interesantă povestea cu geanta. Mulțumesc, că dacă... m-am gândit să am tot căutat niște cercei precum butonii, doar că nu am găsit nicăieri. Da, din aceea mi-ar fi plăcut să ai la urechi. Și bine că ne-ai spus povestea cu geanta ca să o regăsesc mai bine în context. Dar e un outfit mai bun față de ce am văzut până acum. Mulțumesc frumos. Ești pe calea cea bună. Bun, mulțumesc. Sorina? Apreciez faptul că nu ai mai combinat roșu cu negru. Mi-aș fi dorit totuși în picioare să-ți fi pus o pereche de sandale cu toc mai înalt roșii. Cerceii nu mi se par potriviți, nici colierul. Geanta, lasă-o, păstrează-o dacă ai treabă cu ea și face parte din poveste. Iar cocul mi se pare puțin de nășică. Ar fi trebuit puțin mai mic și mai nedefinit. M-am gândit pe partea de soția lui Cristiano Ronaldo, un coc spaniol și pe această... această cale am mers. Și iată Ilinca cum se îmbină cu succes lumea fotbalului, cu lumea afacerilor, cu lumea modei, cu lumea televiziunii. Ești Dumnezeu, fetiță. Dumnezeu. Băi, fiți atenți, dacă vreți dialog, o trimit chiar acum în fața voastră. Hai, Milena. Oricând. Tu te-ai gândit, Milena, așa. Ați v-ați uitat că e sezonul nou din Georgina, bănuiesc, nu? Nu. A, deci asta nu știați? Nu-mi place neapărat de ea, da. Cum nu-ți place neapărat? Ba da, ia uite-le. Au rupt pe Georgina, fiți atenți. Nici eu nu știu ce e Georgina. Nevasta lui Ronaldo, care are pe seriale, a scris... E deja la sezonul 2 și vedem cum ea era o vânzătoare într-un magazin, ulterior o vânzătoare într-un magazin mai expensive. Și acum regina la planetă că joacă pe bani lunetul și ia câte genți de-alea vrea ea. Lănțicul ăla de la gât, că ăla e un lănțic. Urăsc cuvântul lănțic, dar ăla e un lănțic. Scoate-l definitiv. Rochea-ți vine splendid. Bagă-l pe desubt, nu-l scoate. Bagă-l pe desubt, că nu se vede că e invizibil. E ăla de la botez. E lănțicul de la botez, parcă, da. Nu? Adică la care botez? Al tău? Al ei. Acum ai fost tu botezată când ai fost tu botezată și... De ziua 7. Da, și bine, dacă îți poartă la roc atunci și este un bonor, un portbonor. Dar îl dau jos. Nu, pune-l pe desubt, că nu se vede. Așa, rochea îți vine foarte bine, îți vine super, pieptănătura îmi place. Sandalele, taie gleza, sunt urâte, trebuie tocuri mai înalte, tot aurii. Geanta, mamă, este al cuiva.
Are o viață am ei. Am și spus a cui. Are o viață ei, separat. Tu nu ai cum în contextul unei sandale fine și a rochii astea să vii cu papornița aia, chit că este o paporniță scumpă. Nici așa scumpă nu e. Da, te înghite geanta, asta e de fapt realitatea situației. Da. Pun-o jos mai bine, pun-o jos și... Hai că mai are un clăcișor. Vreau să-ți văd mai des dinții, e superbă, superbă. Ai o față așa de șoricel fericit, nu știu cum să zic. Uite, vezi, gând cu bucurie. Mama îmi zice că se mă cu un hamster. Suntem gând la gând cu bucurie. Uite, mie îmi place foarte mult povestea ta de Spanish influence, pentru că look-ul facial, părul și așa mai departe mă duce foarte mult în direcția aia. Puiule, sunt de acord cu colegii mei. Rochia îți vine foarte bine. Dar asta nu e o ținută. Accesorizarea nu că e greșită. Nu că n-are nimic legătură cu nimic. Nimic cu nimic. Dar tu ești adorabilă, te iubesc, te-aș lua acasă, aș bea cu tine infinite cafele. Dar astăzi nu ai stil. Mulțumesc. Susțin, te iubesc, te-aș lua acasă. Ești așa, a bundle of joy, se zice în engleză. Bravo, ai stil. Mulțumesc mult de tot. Nu purta, mai nu purta geanca cu rocheia și rocheia până când vrei tu. Bravo, Stil. Mulțumesc mult de tot. Vorbește cu cei de acasă, Milena. Dragii mei, în seara aceasta a fost o seară productivă. Dacă vă place foarte mult de mine și poate dacă vreți să vin cu, nu cu un taur, dar cu un cățeluș în platou sau cu o pisicuță sau de ce nu poate și cu un hamster, da. Votați 5 la 1220. Mua! Da, da, da. Uitându-mă așa printre concurente, hopa, ești bine? Aș vrea să fiu ca la școală și să le mut pe Iris și pe Alina. În continuu șușotiți, în continuu aveți de zis. Dar vorbiți cu noi. Am zâmbit. Dar vorbiți cu noi. Acum ați zâmbit, dar până acum? Mai ziceam ce tare, ce mișto. Și am auzit, auzim, vorbiți cu noi, nu vorbiți între voi. Pe mine m-a cucerit Milena cu replica. Mama îmi spune că se mângunam. Și ea are cumva gestul ăsta de... Deci dacă vă uitați la pomeții hamsterului meu și o să arăt în culise o poză și la pomeții mei, pentru că am făcut o poză cu el și aveam capul în aceeași direcție amândoi, arătăm identic. Așa. Bun. Bun.